Ia mă ia. Eu sunt Andu și bine v-am găsit la un nou vlog. Azi facem un vlog super special pe canal, pentru că vom testa toți micii din București care sunt cei mai celebri. Ciotoianu, Gil, Cocoșat, Micu Vesel și o să avem special un vlog ăsta de la Rome Expo, locul 1 la mici. Ne-a venit să mănânc mici, este la Cocoșatu, probabil locația cu cea mai mare tradiție din România de mici. Prețul pentru micuța este 7,50 lei, pâine, plus muștar și a venit după băieți cum se fac acolo. Ia uite, mamă ce culoare mișto are. Și am scos băieții mei mici. Bătaie de la Cocoșatu, i-am luat la pachet ce am primit și muștar de ăsta, care este culmea, ăsta e muștar Cocoșatu. Hai aproape, ia vin aproape, să vedem cum arată micuțanii. Deci cam așa arată micuțanii. Am luat 4, după cum ați văzut prețul este de 7,50 lei și vin aproape să rupem unul. Să dăm niște haiduri. Mihai Valentin Haid, Beast Haid, Creed Haid. Bun. Hai. Ești cu muștar așa de convingere? M-a bătut Micu. Dubla numărul 2, la Micu. Zic că începem foarte bine ziua. De ce? Bă, Micu mi se pare genial de bun. Efectiv, are foarte mult în interior cărniță. Nu mi se pare că are foarte multă grăsime din câte vedeți. Se rupe super, super frumos. Și îmi place că, vă zic, un pont aici. Dacă vreodată vedeți niște mici de aia babani, bă, nu-i mâncați. Să vă explic de ce. Micii care sunt super babani conțin bicarbonat de sodiu și de-aia te balonezi după porție de mici de sare în aer. E, aici nu e cazul. Poți să-i mănânci pe ăștia, nu te balonezi. Bă, și sincer, foarte bun, primii mici de la Cocoșatu pe ziua de astăzi. Am început în forță, s-ar putea spune. Muștarul e ok, nu e cel mai bun mâncat de mine, dar e vorba de mici aici. Iar la ăștia, Cocoșatu cred că este etalon, sincer, pe mici, în București. Cred că o să fie destul de greu să-i bată cineva. Ați mâncat mă de la Cocoșatu, n-am mâncat niciodată. Și la mine se aude doar în stânga, dar ceea ce știu. Ăștia? Dar cine știe, poate azi am o surpriză și bate cineva mici de la Cocoșatu. Termin porția asta de mici, iar următoarea locație unde mergem este chiar lângă Cocoșatu, la Gil. Să vedem dacă este mai bun decât ăsta. Așa cum v-am zis, următoarea locație care se află chiar lângă Cocoșatu este la Gil. Cam așa arată, este proaspăt renovată. Și hai să vedem ce notă vor primi micii de la Gil. Și uitați ce lunguiețe micul de la Gil. Efectiv, este o imensitate. Aici avem și castravete, vreau să castravete. Are o textură ciudată, în sensul că la micii de la Cocoșatu se simțea textura aia de mici, nu foarte moale, ci o simțeai. Aici e un fel de textură de pastă, dar în schimb ce-mi place, are gust de friptură, nu are gust de tocătură cumva, are gust de o friptură, zici că mi-ai tăiat așa o friptură bucățele și mi-ai băgat-o aici. Ce nu-mi place e textura aia de pastă și doi, atmosfera din interior, de atmosferă puțin cam nașpa, este de cantină. E o chestie așa de cantină, hai, ia, mănâncă, bagă. De la Cocoșatu m-am simțit puțin mai primitor. Se mai duce Andu la aia să cumpere dacă îi rupe aia cu bătaia. Atmosferă de mini-restaurant, ei și-au și o terasă mai mișto, dar în schimb micii foarte buni și un preț foarte onest. Și sincer, dacă vii pe Băneasa aici, eu personal până acum aș alege Cocoșatu, dar și Gil este o variantă bună pentru că este deschis până mai târziu. Și are și totodată program mai devreme, adică sunt de la 9 cumva până la 12 noaptea, 1 noaptea. Adică programul e cumva avantajos dacă vrei să mănânci un mic bun. Nu este un mic rău, este un mic chiar bun. Așa că hai către următoarea locație și vreau să-mi lași acum în comentarii care sunt micii tăi preferați. Poate facem un vlog în care testezi micii preferați ai abonaților. Am venit până la Ciotoianu să mâncăm, dar din păcate veniți încă. Aici mi-a luat o mică țeapă. Băieții mei sunt în concedii, bă, micii mei, deci micii mei. Hai, revenim de data dacă sunt în concedii, nu avem ce facem. Și băieții mei, am ajuns la Micu Vesel. Noi nu suntem noi veseli, suntem micii. Să bai tot după TikTok de ale crocodil. Mici, mari, veseli. Și ce crezi? Tu știi în ce zi ai venit astăzi? Ia zi. Am împlinit 20 de ani. Serios? Nu cred. Serios? Uite roaba cu bere. Nu. Ia uite acolo. Nu cred. Bine.
Întrebare, cât e un mic la tine, că trebuie să zic pe vlog? 5 lei bucata, okay. Dar am și variante de meniu, care un meniu conține 3 mici cartofi, da, o salată și o chiflă, care costă 26 de lei per total. Ok. Separat am așa muștărel la 1 leu, așa caserola, și berea e din partea casei, astăzi cam 20 de ani. Bine! Am bucat! A treia locație, unde am venit să testăm mici din București, pentru că asta e cea mai celebră. Ca idee, cocoșatul este doar imaginea care a rămas să te vadă cocoșatul. Neasandu este acum în București, noi la Petre. Nu știu, nu cunosc. În coație de pe TikTok, aș putea spune, la micul vesel. Hai să vedem cum e micul. Vino aproape să rupem un mic, să vadă interiorul. Rupem micul. Mamă, ce frumos se rupe. Bă, și n-are foarte multă grăsime, are foarte multă carne. Hai să vedem cum este. Băgăm micul. Bă, și îmi place că au păstrat, mamă, e un mic baban. Dar în același timp, dacă observați, nici ăsta nu este gras, nu este de la ne simți cu mult diarmonat de sodiu. Este exact perfect mărimea. Și am mai schimbat rețeta. Eu am mâncat acum un an și nu mi se părea așa bun. Ce mi se pare că au schimbat? Se simte puțin mai mult grătarul din el. Se simte puțin mai mult arsura de grătar care îi dă gustul ăla. Micul ăsta, știi cum ia, spunem? Este micul de familie. Pentru că mi se pare micul ăla pe care îl faci în familie când mergi cu la grătar. Și acum moartea mea ceată. E păcat peste cartofii ăștia să nu pun niște ketchup. Bine notat. Mamă, de când n-am mai mâncat cartofi cu ketchup, eu să-mi pun așa peste. Na, tată. Na, vomita, hai să vomiți. Na, tată, na. Gata. I-am nenorocit. Grătar, când te strângi cu familia. Deci exact gustul ăla e. Este un mic așa de casă. Mamă, chiar foarte bun, foarte mare. Și până acum ăsta e cel mai ieftin meniu. Am mâncat eu un mic înainte, sunt 4 mici cu cartofi, cu pâinică și cu muștar, nu știu dacă și sucul e inclus, 29 de lei. Mă, mi se pare foarte ieftin să mănânci cu 29 de lei o porție de astfel de mici și cu cartofi și cu muștar și cu de toate. Chiar merită. Lasă-mi în comentarii cum ți-e vesel. Locul 3 Gil. Dar hai să vedem și următoarele micării, să vedem la topul de final. Ei bine, și până la urmă am găsit la Ciotoianu. Se pare că are și o locație într-un Butaperei, de care eu nu știam. Dar haide să luăm mici, să vedem cum sunt aceștia. Veți mei să vedem cum este micul de la Ciotoianu. Cam așa arată și ăsta e lunguiesc. Ăsta mi se pare că arată cel mai bine dintre toate. Nu dăm o guriță mică. Așa atunci eu. Ciudat. Nu l-am mâncat în trecut de la Ciotoianu. Ce mi s-a părut mult mai bun. Adică am mai mâncat acum 3 luni de zile sau 4 luni din cealaltă locație unde a zis că era închis. Și mi s-a părut mult mai bun. Are gust de chiftea. Și vezi, zici că e chifteluța aia de la Servios mare. Dar și interiorul, la niciunul din câte a zis bun acum, n-a fost gri interiorul, verzui așa. Bă, dezamăgit Ciotoianu. M-a dezamăgit. În trecut mi s-a părut mult mai bun. Adică mult peste, n-are nicio legătură cu ce am mâncat în trecut. Lăsați în comentarii dacă cealaltă locație e diferită față de asta sau care, de ce e diferența asta între mici. Că în cealaltă locație era mult mai bun. Bă, sincer, n-am zis-o cu răutate de micii de la Ciotoianu sau n-am vrut să par rău. Bă, dar în trecut mi-au plăcut mult mai mult. N-am înțeles ce s-a întâmplat exact. Sunt așa diferiți. Au gust, ați văzut și fui, era verzuliu în interior. La toți ceilalți erau suculent când îl rupeai. Chiar nu înțeleg, lăsați în comentarii. Eu m-am mâncat de la Ciotoianu și mi s-a părut mult mai bun. Mult mai bun. Deci nu sunt obișnuit cu Ciotoianu ăsta. Lăsați în comentarii dacă am prins eu poate o zi mai proastă. Că se mai întâmplă să ai zile proaste la carmangerie tăcă. Sau s-a schimbat rețeta. Mâncăm, băieți, la micul de aur 2023. Se numea In Mici We Trust. Dar băieții mei au dispărut. Uite să mănânc. Uitați că gen, aici apare că e deschis. Uitați, In Mici We Trust deschis de la ora 19 la, de la 12 la 19, Bulevardul Expoziției 1F. Ce închis, frate? Bă, ce țeapă mi-a luat a doua pază. Parcă văd că îi găsesc pe ăștia pe altă parte iarăși. Bă, deci am un noroc astăzi când vreau să filmez vlogul ăsta. Terasa obor. Bă, e închisă, mă, frate. Eu te-ai zis, dai de jos. E mai bețiv ca tactul. E mai bun așa, mă, de la obor de aici. Am adus să mănânc o dată. Așa că nu mai mici. Hai de mine, deci asta chiar eram curios să văd cum sunt mici de la Terasa Obor, că știu că sunt foarte celebri. Am bun noroc, dar nu e problemă că eu mai am vreo 3 locații în care vreau să ajung, așa că hai să mergem. Iar cea de-a 5-a locație și ultima la care mergem este la mici. Este o nouă locație în București, dar foarte populară pe internet. Acestea sunt micilor, sunt mici 100% românești, din carne 100% românească. Prețul pentru un mic este 6 lei și uitați cum arată interiorul la micuțanul ăsta. Deci...
Bă, dar scumpi un vin, să-mi bag. Mamă, să-mi bag pula. Uitați, efectiv, sunt super, super zemoși. Ce ai să dăm prin muștar? Muștarul... Cât dracu are, mă, 20 de grame? Cât dracu are 1000 de grame? Ce cred că este la minut sau ceva? Nu este muștar, muștar, mă? Mihai Rac, 25 euros. Am uitat să plătesc factura de membru. Spusele mele. Foarte corect, Micu. Ia vino, vino pe mine, să-i tai un mic. Vino pe mine, să-i tai un mic, să vadă oamenii. Bă, foarte. Înzemos, așa. Și-mi place curarea lor că nu sunt tași. Băi, ești nebun, nu mă așteptam. Aveam cel mai puțin așteptat la locația asta. Pentru că dintre toate cele 5 acestea sunt și cei mai noi pe piață și cu cele mai mici locații. Bă, ăsta știți, ce știți ce pot să zic eu de micul ăsta? Este micul ăla tradițional românesc. Foarte bun. Bă, sincer, locația asta dintre toate m-a surprins. Nu-mi pare rău că am venit aici. Și îmi place că am și niște murături aici. Și franzelă, tata, uitați, ești franzela aia din copilărie. Și băieții mei, cam ăsta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Dar, înainte să încheiem vlogul, vreau să facem topul micăriilor din București. Pe locul 5 o să avem Ciotoianu. Pe locul 4 avem Gil. Pe locul 3 și 2 aici e o bătălie foarte tare. Pentru că mi-au plăcut la mici și micul vesel. Și nu pot să mă decid între ele două, așa că o să zic și mici și la Gil pe locul 2 și 3, pentru că amândouă mi-au plăcut. Iar pe locul 1, clar și incontestabil, Cocoșatul. Bă, eu personal ăștia îi consider cei mai buni mici, nu din București, ci din România. Sau poate doar mie îmi plac. Lăsați-mi voi în comentarii vouă ce mici vă plac din România și în următorul vlog cu ce ați vrea să testez la fel cele mai cele restaurante, shawarma, burgeri. Lasă-mi în comentarii. Așa că până data viitoare nu uitați, dai o guriță mică butonul de like și o guriță mică butonul de subscribe, că mai avem puțin și ne strângem 300.000 de urmăritori pe YouTube. V-am pupat! Pa, pa!